Complexul energetic Hunedoara, respectiv divizia minieră, are în vedere punerea în funcțiune a unui complex mecanizat la mina Livezeni. Potrivit conducerii societății, această investiție va duce la creșterea producției. La mina Livezeni, în luna noiembrie, dorim să dăm drumul la un abataj pe stratul 13. Din punct de vedere al lucrărilor, suntem în grafic. Avem niște componente care urmează să fie aduse de diferiți furnizori și în funcție de cum vom primi acele componente, vom da drumul la abataj. Eu zic că în luna noiembrie va porni o nouă capacitate de producție la mina Livezeni. Cât cărbune va produce această capacitate? Deci va fi o creștere de producție de undeva la 800-1000 de tone pe zi, dar va fi și o creștere a calității acestui cărbune, deoarece vom da drumul la stratul 13, unde calitatea este superioară. Oficialii cehi speră ca până la finele anului să exploateze cantitatea de cărbune previzionată și anume undeva la 2 milioane de tone.